În continuare, așa cum v-am promis, o să mai interpretez alături de corul Harisma și eu două cântece bizantine, două cântece psaltice. Vreau să vă spun că aici, în parohia noastră, predominant sunt credincioșii din Ardeal, unde cu toții știm, în Ardeal se cântă muzica conțană. Eu fiind din Moldova, de la Dunărea de Jos, cânt muzică bizantină, așa cum m-am învățat noi în seminar și în facultate. Și încerc să îi convin și să îi fac să se bucure de frumusețea și de dulceața acestei muzici bizantine, așa cum au primit-o și noi de la compozitorii noștri bisericești. M-am gândit să vă cânt un axion compus, o melodie veche compusă de către Anton Pan, axionul cu vine se cu adevărat, și totodată să vă mai cânt și o cântare care se cântă destul de rar în bisericile ortodoxe, în bisericile noastre, și anume Brațele Părintești. Amândouă sunt cântări în glasul 5, glasul bisericesc 5, și fac parte din acea cântare calofonică.
Yeah.
cum am spus, aceasta este stilul de muzică bizantină, care se cântă în Muntenia, în Moldova și o parte din Transilvania. Chiar este stilul care a fost introdus și în Biserica Ortodoxă de către Sfinții Părinți de la Muntele Athos, de către Sfinții Părinți care au urmat de la Sfântul Ioan Cuzel în Pace, cel care a fost compozitorul principal a acestui gen de muzică calofonică. Este o muzică deosebită, o muzică care se cântă prin mănăstirile noastre, care se cântă de multe ori și în bisericile de mir, o muzică care, cel puțin pentru mine personal, este o muzică specială, mă unge pe suflet și sunt convins că și pe dumneavoastră v-a uns pe suflet. Dar nu contează partea aceasta ultima, acesta a fost ca un bonus. Ar dori, în primul rând, să mulțumesc corului Harisma încă o dată pentru bunăvoința de a opri și a poposi și la noi în această parohie. Mi-aș fi dorit să fim mai mulți astăzi în această biserică, să ascultăm și să ne îndulcim și să ne bucurăm sufletele de frumusețea muzicii noastre românești. Ați văzut corul Harisma ce a putut să facă din colindele noastre tradiționale. Unele colinde, vreau să spun că cu greu a trebuit să-mi dau seama exact ce colindă urma. Le-ați prelucrat atât de mult și le-ați înfrumusețat atât de mult încât sunt pline de splendoare, sunt pline de muzică, sunt de o armonie ieșită din comun și cum rar ți este să auzi, nu numai la noi, chiar și în țară, la noi în parohie, chiar și în țară la noi, rară ți este să asiști ocazia, să te asiști la o performanță de genul celei care a făcut-o corul Harisma în mijlocul bisericii noastre. Sunt convins că venirea dumneavoastră aduce un plus de creștere spirituală între credincioși și parohiei noastre și sunteți bineveniți ori de câte ori a venit în turneu aici în America. Mi-aș dori ca pe frățiile voastre, unii dintre dumneavoastră, să vă văd curând, să vă văd și cu reverende și slujiți și la Sfintele Altare. Căci este nevoie și la Sfintele Altare și de preoți cu voce care să ridice valoarea muzicii ortodoxe românești la un alt nivel, de ce nu? Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a binecuvântat cu coriști buni, cu oameni plini de muzică, oameni care au studiat muzica și care au ridicat această muzică bisericească la cele mai înalte standarde de până acum, de la perioada interbelică. Nu știu cum era în perioada interbelică, dar sunt convins că acum muzica bisericească, mai ales în perioada aceasta de după Revoluție, a luat o amploare și s-a dezvoltat foarte mult. Și mă bucur acest aspect că nu face nimic altceva decât să contribuie la dezvoltarea spirituală. Atunci când într-o biserică un cor cântă bine, un preot cântă bine și oamenii vin mai mult drag și oamenii sunt mult mai pioși, și sunt mult mai atenți la slujbele care se oficiază în Sfânta Biserică. Mulțumim Bunului Dumnezeu încă o dată pentru vizita corului Harisma, mulțumim Bunului Dumnezeu și pentru vizita dumneavoastră, pentru acest gest de a vă întrerupe activitatea dintr-o sâmbătă după amiază și a veni să vă bucurați aici împreună cu noi în această Sfântă Biserică. Aș ruga pe domnul Marcel, dacă ar dori să facem o mică colectă și să facem o colectă, poate să fie și mare, nu contează să fie mică, pentru a oferi și noi ceva din partea parohiei acestui minunat cor care se află în tranzit.